după această pauză competițională, încercăm să strângem rândurile, să ne cu toți jucătorii care au fost la loturi naționale, care s-au întors acasă, noi cei care am stat acasă, care am lucrat, încercăm să câștigăm meciul care îl avem în deplasare la o echipă care a făcut un campionat foarte bun, la Voluntari. Încercăm să facem un meci bun, pentru că cred că cu ei ultima oară acasă am jucat foarte bine. Nu așa de bine am jucat în deplasare când am luat bătaie. Deci avem două meciuri în care să analizăm foarte bine și să vedem lucrurile care s-au făcut bine și care nu s-au făcut bine și sperăm că de această dată să mergem la Voluntari și să câștigăm acest meci. Nimic nu e ușor, lucrurile în viață, dar depinde de noi. Am arătat acest lucru și sperăm să și o să fiu inspirat la echipa pe care o îi face, jucătorii să fie inspirați pe teren și să încercăm să venim cu cele 3 puncte acasă. E o perioadă în care trebuie să producem rezultate. Dacă vrem să ne gândim la o participare în Europa, în următoarele 3 meciuri trebuie să producem rezultate foarte bune. Cele 2 deplasări care le avem, Voluntari și Pitești, și Craiova acasă. Când zic rezultate bune, trebuie să ne gândim să câștigăm meciurile pentru a aspira la mai mult. Și sper ca și jucătorii să înțeleagă acest lucru și să vorbim după aceste 3 meciuri că am făcut meciuri foarte bune și că am adus multe puncte care să ne țină acolo sus, în luptă pentru a participa, pentru că motivația cea mai mare în acest moment e posibilitatea de a participa în Europa și trebuie să ne gândim la acest lucru. Acest lucru am transmis echipei și acest lucru îmi doresc și să sperăm că vom putea să accesăm acest lucru. Lotul, cum v-am spus, încercăm să vedem cât au jucat fiecare la loturile naționale. Avem și vineri un meci cu Farul 2, are un meci important acasă. Vom lua mai puțin tineri de această dată cu noi. O să ne rezumăm doar la cei 18 care e lotul care poate fi pe bancă și dintre ei tineri care au confirmat, care au fost cu noi și care credem noi că avem nevoie, iar restul o să se ducă la Farul 2, că vineri, mâine au un meci important acasă și trebuie câștigat ca să ne calificăm în play-off și să încercăm să vedem ce capacitatea și ce putem face ca să accesăm probabil o promovare. Accidentați, în momentul de față, majoritatea sunt cu noi, chiar dacă Nedelcu și cu Iancu au revenit după o perioadă de 2 săptămâni, s-au antrenat 3-4 zile cu noi, nu sunt încă la capacitate maximă, deci vom vedea, vom reflecta, să vedem cum o să putem să-i folosim. În rest, nu sunt probleme de accidentări și vom vedea. Cam astea sunt așa în mare, înaintea acestui meci, lucrurile. În rest, dacă aveți dumneavoastră întrebări. Deci Voluntari are câțiva jucători cu experiență pe zona defensivă. Cum vedeți acest duel cu atacul Farului, astfel încât să vină și primul sau primele goluri în play-off? Eu cred mult în jocul colectiv, atât ofensiv cât și defensiv. Echipa câștigă meciurile, echipa câștigă trofee.
jucătorii fac diferența în anumite momente, individual fac diferența în anumite momente de joc. Deci, practic, dacă vrem să aspirăm la puncte sau la victorie, trebuie să gândim foarte mult la jocul colectiv al echipei. Nu doar atacanții, ei trebuie să finalizeze, ei trebuie să joace și ei bine, cum mijlocașii trebuie să o facă foarte bine și fundașii, ambele faze trebuie făcute, interpretate și făcute foarte bine. Așa că eu cred mult în jocul nostru, în principiile noastre și dacă le vom folosi foarte bine, bineînțeles că o să marcăm și gol. Cei 7 jucători de la PAL au avut o evoluție foarte bună la Naționala sub 19 ani calificată la turneul final. Da, e bine când se face performanță, când vin victoriile și când aduc bucurie, aduc încredere și felicitări tuturor care au obținut această calificare. Da, sunt tineri care trebuie în continuare să progreseze, să evolueze, să se obișnuiască cu succesul. Felicitări tuturor care au fost acolo, pentru că nimic nu e ușor și atunci orice performanță e benefică fotbalului românesc, pentru că avem nevoie de succese ca să vină încrederea, să vină optimismul, să vină bucuria. Deci, practic, cred că succesul aduce aceste lucruri și sper că acest lucru trebuie să urmărim noi românii în momentul de față. Să avem succes, să scoatem în față succesul, performanțele, ca să putem să fim și noi mai fericiți, să trăim mai cu bucuria în fiecare zi și, bineînțeles, că astea ți le aduce numai performanțele.